cine va vorbi și ce va spune. Acestea sunt gânduri umane, dar dincolo de gândurile acestea este Dumnezeu care vă călăuzește pașii. Amin. Și eu cred că nu ești tu aici la voia întâmplării în ziua de astăzi. Amin. Eu cred că Dumnezeu ți-a pus gândul acesta, gândul veșniciei în inima ta și a făcut ca să ajungi aici și să poți să spui un da în ziua de astăzi. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apoi aș vrea să mulțumesc fratelui Paul, care m-a invitat, fratelui Costel, fratelui Beni. Aș vrea să mulțumesc păstorilor și slujitorilor care sunteți aici. Vreau să vă spun că de când m-am pregătit să ajung la dumneavoastră, am avut așa de multe probleme și încercări și până la urmă am spus, cred că nu o să vă mai duc, pentru că este așa de greu că toate vin împotriva mea și familiei mele. Vreau să vă niște mărturii. Înainte ca să pornim din Roma, ne-am pregătit pentru vacanță și mașina mi s-a defectat. A costat așa de mulți bani să o repar, că nu am mai putut o repara. Am dat-o înapoi la magazinul de mașini. Am luat altă mașină, mi-a dat de acolo de la magazin. Mi-a dat-o fără documente, s-au greșit și ei. Nu am mai putut să facem asigurări. Și nu mai probleme am avut. Un stres foarte mare. Cu ajutorul Domnului am început să venim și când am ajuns prin Slovenia, am început să fiu foarte bolnav. Am început să fac febră mare, 39-40, n-am mai putut să conduc. Am început să tremur tot. M-am simțit foarte rău și o febră nu am făcut de când eram copil mic. Am început cu soția mea, eram numai cu soția, am început să ne rugăm. Am început să avem mărturisiri. Pentru că omul când ajunge la necaz și la durere, face de tot ca să fie bine. Și am început să ne rugăm, din nou, nu s-a întâmplat nimic, am ajuns, soția mea n-a știut ce să facă, să cheme salvarea. Și am avut o experiență, să spun așa, negativă, dar glorioasă în același timp. Mi-am pus la rugăciune și i-am spus Domnului, s-au spus, Doamne, Tu ți-aduci aminte în urmă cu mulți ani, când am pornit din nou din Roma să venim în România, am avut un șaran și acum l-am, un Volkswagen șaran. Eram tot în Slovenia și era un fric extraordinar de mare și la un moment dat, între munți, eram acolo cu copiii care erau mici și soția mea și mașina nu mai mergea, s-a oprit pe drum. Eu am început eu de felul meu să te opri mai fricos. Și bărbații, am totdeauna sunt mai fricoși. Eu nu vreau să lau surorile, dar surorile sunt mai tari ca și bărbații. Recunoaște surorilor. Amin. Știu că face salvare și mai. Și soția mea, eu am început să tremur și m-am gândit, acum rămânem aici între un sfit, minus 20 de grade, 25, zăpada mare. Și am spus, acum ce se întâmplă cu noi? Mașina nu mai mergea. Și soția mea este aici, a început să cânte o cântare. Biruim, biruim, înger. Amin. Și când a cântat această cântare, vă spun înaintea Domnului, mașina a pornit. Aleluia! Și am venit. Ce să mai spun? Mașina avea în jur de 100.000 de kilometri la timpul acela, acum are 450.000 și nu a mai făcut nimic la mașină. Deci că Dumnezeu s-a atins de ea. Dumnezeu, eu pe care îl slujesc, este un Dumnezeu viu. Deci nu este un Dumnezeu pictat sau un Dumnezeu istoric. Este un Dumnezeu care este prezent oriunde suntem noi. Amin. Acum când am venit, ne-am pus și ne-a rugat Domnul și a spus, dragă, ai greșit cu ceva, doar eu știu că am greșit, ne-am mărturisit și ne-am pus la rugăciune. A fost ora 1 și mi-a trecut boala. Și la ora 1, noaptea, am ajuns în România și nu mi-a fost somn deloc. Am ajuns în România, când am ajuns în România, copiii erau aici deja și ei s-au îmbolnăvit amândoi odată. Au ajuns în spital. Acum de două zile au ieșit afară. Presiune și tensiune extraordinar de mare. Nu am știut ce să fac, să lăs copiii bolnavi, să vin aici, să chemam pe fratele Bobu. Tensiunea foarte mare.
Pentru că și totdeauna când Dumnezeu vrea să lucreze, satana vine să distrugă. Amin. Dar vreau să mai spun un singur lucru, că și Dumnezeu nostru este un Dumnezeu mare și puternic. Aleluia! Fraților, nu este frică, dar în același timp, așa cum spune cuvântul Domnului, Dumnezeu știe din ce suntem făcuți și vede că suntem din țărână. Noi ca oameni ne îngrijorăm, noi ca oameni venim și tremurăm de multe ori în încercare, dar omul dinăuntru, sămânța genetică a lui Dumnezeu, ne spune să nu-ți fie frică.